Egalarea de la această fază, repet, minutul 61, este 1-0 pentru Gazmetan, de fix o repriză în minutul 17. A deschis golul Taher Bawab. Transformă cu multă siguranță Liviu Antal, chiar dacă Pleșca era pe traiectoria acestei mingi. Și la acest scor Oțelul mai urcă un punct în clasament, dar nicio poziție, pentru că în acest moment pe primul loc rămâne Poli Timișoara cu 56 de puncte. Oțelul urcă și o poziție, îmi cer scuze, are 55 în acest moment, este pe 2, iar Vasluiul cu 54 este pe locul al treilea. Tot la acest scor, Gazmetan Mediaș pierde 2 din cele 3 puncte pe care le avea până acum pe tabelă. Emoții mari și pentru Gabi Paraschiv, capitanul Oțelului, care urmărește partida de la tribuna oficială. Atac al Mediașului oprit de Sergiu Costin. Radu Zaharia ține mingea în teren în continuare pentru echipa sa. Cristi Todea din prima către Dan Roman. A respins pe Rendia. Și acum Johnny Beck. Foarte bună combinația de mai devreme între Marius Pena.